Iubiți jucători, vă salut la cel de-al 8-lea campionat, da? Suntem la Baticu Moldovenesc, 4 localități care vor concura între ele și să vedem care dintre ei va lua locul întâi. Bravo! Și toate lucrurile bune, inclusiv vorbele, se începe cu ce? Cu rugăciune. Plecăm capșoare jos, spunem Tatăl nostru, bine? Hai! Tatăl nostru care ești în cer. Și nu uitați, chiar dacă pierdiți, nu e nicio problemă. Cu bucurie învățăm și să pierdem și să câștigăm. Eu n-am voie să-i blochez crosa de deasupra. Și nici să vin așa de sus să-i trag crosa în sus. Sau pentru asta să stă pe bancă 2 minute. Echipe adverse al nostru. Salut! Echipe adverse al nostru. Salut! Ca la gol spune. Ca la gol. Deci, ultimul meci. Atenți aici. Hai! Spun că a jucat foarte bine, fix la timp, ne așteaptă masa acum la ora 12 premiere. Îi dau cuvântul domnului antrenor și arbitru. Da, să vă spun în pași, poftim! Salut! A jucat tot foarte bine, mult mai bine ca dații trecute. A fost uluitor. Nu m-am așteptat ca să fie așa competiții. Dar avem și câștigători și mai puțin câștigători. Vei, toată lumea s-a distrat, cred că a fost frumos. Locul 1, Baticu cu 5 puncte, 2 victorii și un egal. Locul 2, Giurgiu Lești, 4 puncte. Locul 3, Tartaul, cu o victorie și un egal. Și Țiganca, care chiar dacă nu a avut victorii, a dat niște goluri foarte frumoase și un portar foarte bun. Bravo! Steagul vom frutura.